Consiliul Județean lucrează la mai multe proiecte strategice pentru dezvoltarea Maramureșului. Pe lângă obișnuitele lucrări de asigurare a utilităților publice, autoritățile județene fac pași și în implementarea sau pregătirea unor proiecte mai ambițioase. Însă, până să ajungă Maramureșul să fie independent energetic sau să se remarce prin infrastructura rutieră și cea aeriană, autoritățile se asigură că toate localitățile din județ beneficiază de apă, canalizare și asfalt pe drumuri. Recent, președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a vorbit despre principalele proiecte la care se lucrează în prezent. Vreau să vă spun că sunt extrem de bucuros de faptul că am finalizat licitația de proiectare și execuție pentru podul peste Tisa, un prim proiect strategic care intră în linie dreaptă, practic intră în proiectare cu execuție, cu termen de finalizare 24 de luni. Valoarea contractului este de 116 milioane de lei plus TVA, așa cum am spus, cu termenul de execuție de 24 de luni. Contractul este câștigat de Tehnodomus SRL și proiectant general Costin și Vlad, birou de proiectare SRL. Acest proiect este unul la care am muncit foarte mult pentru că îmi doresc să creăm un culoar de transport european prin zona Teplița, Sighetu Marmației, acolo unde va fi amplasat acest pod. Este un pod, de fapt sunt două poduri paralele cu câte două benzi, practic două benzi pe un sens, două benzi pe celălalt. Știți foarte bine că la Sighetu Marmației, în acest moment, în punctul de trecere a frontierei, avem un pod cu un singur sens, nu doar dintr-o parte sau alta, ci un singur sens pentru oricare parte. Și, drept urmare, nu putem avea prin punctul de trecere a frontierei de la Sighet transport de mărfuri, de exemplu. Iar acest pod pe care noi îl vom construi va veni tocmai în sprijinul transportatorilor, a schimburilor comerciale și a creșterii schimburilor comerciale între România-Ucraina și nu numai. În următoarele două săptămâni vom semna contractul de proiectare și execuție. Practic avem toate documentele deja realizate, cerere de finanțare, studiu de fezabilitate, avize, acorduri. Urmează ca guvernul să facă în perioada de proiectare exproprierea terenurilor, iar mai apoi să începem efectiv execuția din această toamnă. Dar practic termenul pentru realizarea acestui pod este de 24 de luni, care include și partea de proiectare. Așa cum ați văzut, este o asociere care conține și partea de proiectare și partea de execuție. Practic, eu spun că ce a fost mai greu a trecut, adică partea de hârtii, de studii, de avize, de acorduri, de întâlniri bilaterale pe care le-am făcut împreună cu Compania Națională de Investiții în Infrastructură Rutieră, inclusiv dincolo de Tisa, cu colegii, omologii noștri ucrainieni. Și practic acum pot să vă dau această veste bună, că n-am avut nicio contestație, deși au fost 6 ofertanți. Asta înseamnă că lucrurile au fost făcute bine și Comisia de Licitație și-a făcut treaba foarte, foarte, foarte bine. Autoritățile județene vor și producție de energie electrică prin panouri fotovoltaice. Se ia în calcul inclusiv varianta amplasării unor panouri fotovoltaice pe haldele de steril de la Remin, odată cu ecologizarea acestora. De asemenea, în ședința CJ am aprobat alocarea unor resurse suplimentare pentru studii de fezabilitate pentru producerea de energie electrică prin panouri fotovoltaice. Va exista o măsură guvernamentală care va permite Consiliilor Județene să obțină finanțări între
5 și 15 milioane de euro plus cofinanțare prin care să realizăm parcuri fotovoltaice, adică producție de energie verde necesară județului nostru, și ne-am propus să realizăm între 30 și 50 de megawatts prin această măsură pe fonduri europene care va exista în următoarea perioadă. Analizăm toate posibilitățile pe care le avem la îndemână, inclusiv varianta prin care să preluăm haldele de steril de la Remin și pe ele să amplasăm panouri fotovoltaice odată ce sunt ecologizate. Continuă și parteneriatele cu localitățile din Maramureș care vor să-și amenajeze piețe tradiționale, un proiect asumat de autorități și care vrea să vină în sprijinul producătorilor locali. De asemenea, am alocat și alte resurse suplimentare, de exemplu pentru alte două piețe tradiționale, Ulmen și Vișeu de Jos, care fac parte din programul național, programul județean pe care l-am inițiat anul trecut, și anume de construcție de piețe tradiționale în județul Maramureș, care să vină în sprijinul producătorului local, să aibă unde să-și desfășoare activitatea, să vândă produsele, producătorii locali în condiții salubre, decente, și evident care să fie atractive și pentru turiștii care vin în județul Maramureș. Deja sunt patru proiecte pe piețe tradiționale care sunt spre finalizare. Bogdan Vod, Lăpușul Românesc, Păinile de Sumunte și Ariniș, și acestea vor fi și primele patru proiecte pentru care anul acesta vom aloca resursele astfel încât anul viitor să fie deja finalizate. În lucru se află și proiectul drumului expres Satul Mare Baia Mare, dar și cel al variantelor ocolitoare din Sighet și Baia Mare. În ceea ce privește drumul expres Baia Mare Satul Mare, săptămâna viitoare vom semna contractul de reactualizare a studiului de fezabilitate. Suntem deja prinși pe lista investițiilor în drumuri expres pe programul operațional de transport 2021-2027, însă avem nevoie să refacem documentațiile, ele fiind vechi, și până când nu sunt refăcute nu putem să intrăm efectiv la finanțare. Trag speranțe că anul viitor va fi finalizată toată documentația, astfel încât să putem lansa licitația de proiectare cu execuție. Însă trebuie să știți că am avut foarte multe frâne pe partea de drum expres, în special deoarece unii dintre miniștrii, foști miniștrii ai transporturilor și ai fondurilor europene nu au înțeles că și Maramureșul are nevoie de dezvoltare, nu doar alte zone ale țării, și că acest drum pentru noi este unul vital pentru dezvoltarea pe termen lung. Este legătura cu vestul, o legătură care ne interesează în mod special și pe noi și potențialii investitori care ar putea să vină în județul Maramureș. Dar cu toate acestea, eu zic că în această fază suntem pe un drum bun. Este un proiect de peste 55 de kilometri de drum expres, adică două benzi pe sens, proiectat la peste 110 km pe oră și care nu va trece prin nicio localitate până la destinație, ci doar va avea noduri în anumite zone unde vom crea conexiuni cu localități sau cu alte drumuri naționale sau județene. De asemenea, în ceea ce privește varianta de ocolire a municipiului Baia Mare, un proiect pe care ni-l dorim cu toții, este un proiect strategic și care a ars deja multe, multe, multe etape, dar mai avem încă
de lucru. Suntem practic prinși și cu acesta la finanțare. Am trecut de Comitetul Tehnico-Economic al Companiei Naționale de Investiții în Infrastructură Rutieră de două ori, adică am avut prima variantă și pe urmă a doua variantă, din care a reieșit efectiv soluția efectivă de proiectare pe varianta metropolitană, și anume varianta va porni de la Bușac și se va termina la ieșire din Baia Sprie. Este un drum foarte dificil, pentru că inițial Ministerul Transporturilor, care a făcut analiza de favorabilitate, a estimat doar 5 poduri și 26 de kilometri de drum. Am, în urma analizelor de trafic și analizelor pe care le-am făcut în această perioadă, a reieșit și a fost de acord și Ministerul Transporturilor o variantă de 32 de kilometri, adică cu o prelungire de 6 km plus două drumuri de legătură la aeroport și în zona industrială cu Prom, plus în loc de 5 poduri, 4 poduri, dar avem 21 de pasaje și 16 viaducte, adică lucrări de artă foarte, foarte, foarte complexe care trebuie realizate, și din acest motiv trebuie să realizăm și studii suplimentare de teren, adică studii geologice care să stabilească efectiv modul în care vor fi executate lucrările pe acest tronson de variantă ocolitoare, astfel încât să nu ajungem la alte probleme pe care le-am mai avut în județul Maramureș când au fost realizate studii geotehnice de mântuială și lucrări nefinalizate cu ani. Cred că e bine că astăzi consilierii județeni au votat cu încredere să realizăm studii suplimentare de teren. Fiecare pod, fiecare pilot forat, fiecare deschidere de pod, pasaj sau viaduct are nevoie de studii conform standardelor din și normativelor din proiectare de anumite tipuri de studii geotehnice. Aici vorbim de studii geotehnice la 25 de metri adâncime, astfel încât să poată acea suprafață susține un pod sau un viaduct care are o greutate foarte, foarte, foarte mare, așa cum am văzut la alte lucrări în țară sau în străinătate, unde s-au realizat astfel de obiective. Adâncimea fiind foarte mare, sunt extrem de costisitoare aceste foraje și interpretarea lor, dar trag speranțe că până în toamnă finalizăm și aceste foraje și apoi vom face proiectare cu execuție și vom intra anul viitor efectiv în execuția centurii mult așteptate a municipiului Baia Mare, centura metropolitană. De asemenea, lucrăm la variantele, deja se lucrează pe studii de fezabilitate după a treia încercare, pentru că am avut de trei ori scoasă la licitație studiul de fezabilitate pentru centura municipiului Sighetul Marmației. Din păcate, nu am avut ofertanți. A treia oară a fost cu noroc, avem un ofertant și sper să facă o treabă bună, să termine în timp util documentația. Estimarea noastră este tot undeva pe sfârșitul toamnei să avem documentația finalizată și să putem intra la finanțare. În acest moment se analizează studiile de trafic și variantele. O variantă este pe malul Tisei, cealaltă variantă este prin zona Șugău sau cum îi se spune în zona aceea Sighetului Marmației. Însă oricare dintre variante sunt până la urmă variante care să ajute municipiul Sighetul Marmației pe drumul dezvoltării, dar pentru noi cea mai bună variantă ar fi totuși pe malul Tisei, astfel încât am putea să rezolvăm și alte probleme la pachet cu
centura din Sighetul Marmației. Vom vedea ce reiese din studiile de trafic și care va fi opinia specialiștilor din Compania Națională de Investiții în Infrastructură, pentru că dânșii vor da și avizul pe această lucrare. Dar sunt convins că anul viitor vom putea finaliza licitația și pentru această investiție majoră pentru Sighetul Marmației și aceasta se va lega în mod evident și de podul peste Tisa, pe care astăzi v-am anunțat că îl deja intră în proiectare cu execuție. Dacă la celelalte proiecte de infrastructură rutieră vedem doar studii de fezabilitate și analize, pe o serie de drumuri județene se pot vedea șantiere de lucru. Astăzi am aprobat indicatorii tehnico-economici a două proiecte de drum județean. Este vorba de Rogoz-Cavnic, acel drum care merge pe la Strâmbu Băiuț, 109F, și care practic tot în luna iulie poate să fie scos deja la licitație pentru proiectare cu execuție și anul viitor să începem execuția. La fel s-a întâmplat tot astăzi, am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru drumul județean 184, care face legătura între Vaduizei și Bârsana, și acesta va fi scos la licitație în luna iulie. Am pregătit de asemenea indicatorii tehnico-economici și pentru ieșirea din județul Maramureș spre Sălaj pe la Ulmeni, adică Gârdani-Benesat, și acesta în luna iulie va putea fi scos la licitație, și de asemenea drumul județean care face legătura între Baia Mare și Coaș pe la Italsofa, unde de asemenea ne dorim să facem și o lărgire la două benzi pe sens până la Târgu Auto, astfel încât să decongestionăm traficul pe acea zonă, și el pornește de la Italsofa și se termină la intersecția cu Coaș, unde este intersecția cu așa zisul drum al Nordului, care este pe finalizare. De asemenea, pasajul de la Italsofa este pe final de proiectare. Pentru acela nu vom avea nevoie de avizul CT, pentru că vom avea doar nevoie de un aviz de la drumurile naționale, astfel încât să putem să facem trecerea peste centura actuală a municipiului Baia Mare, el fiind pe drum județean, aparține în totalitate de domeniul public al județului Maramureș. Acolo avem alte surse de finanțare și vom merge pe programul operațional regional. În următoarea perioadă vă voi anunța când vom finaliza, evident, proiectarea, dar e o chestiune de o săptămână, maximum două, în care vom finaliza și această documentație, și la fel ea va fi scoasă la licitație pentru ca în anul 2023 să înceapă lucrările. În paralel lucrăm și la pasajul de pe Independenței, unde suntem în partea de proiectare, și la fel ca și în cazul celorlalte două, ne dorim ca în acest an să se deruleze procedurile de achiziție publică, de proiectare cu execuție. De asemenea, tot pe Marea Nord, pe fonduri europene, mai avem trei drumuri care urmează să fie în curând să intre în Consiliul Județean pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și care evident că vor aduce un plus valoare pe zona de nord a județului. Ele vor face legătura între Budești și Ferești prin Călinești, Ferești Ognașugatag și Hărnicești Ognașugatag pe la Hoteni, drumuri turistice extrem de circulate, mai ales în sezonul de concedii, când sunt foarte mulți turiști în Maramureș, dar și de locuitorii județului Maramureș care locuiesc în aceste zone sau care tranzitează aceste zone și care de asemenea vor intra în pachetul de finanțare pe Nord, Marea Nord.
La fel vom derula procedurile de achiziție în acest an. De asemenea, mai avem o procedură de achiziție pe care o vom derula pe sfârșitul acestui an pe Hideaga Mireșu Mare, un alt drum important. Practic am încercat să luăm din fiecare zonă a județului și să acoperim cu cât mai multe lucrări de drumuri județene pe fiecare țară a Maramureșului. Avem și în Țara Lăbușului, și în Țara Codului, și în Țara Chiorului, și în Maramureșul istoric lucrări consistente. În paralel cu Societatea de Drumuri și Poduri facem legăturile importante între localități, acele drumuri care n-au fost niciodată asfaltate, așa cum am făcut anul trecut cu Arieșul de Pădure, Coltău sau sau Copalnic, Preluca Nouă și Preluca Nouă, Codri Butesi. La fel facem și în acest an, avem în lucru, deja săptămâna viitoare vom turna asfalt pe Boiul Mare, Vima Mică, iar în următoarele săptămâni vom începe lucrările pe Stoiceni, Târgu Lăpuș și alte astfel de lucrări importante, cum este și legătura cu Sălajul pe la Chelința, unde este o lucrare destul de consistentă, și altele din interiorul județului, cum este Botiza Poinile Izei, o zonă iarăși extrem de turistică, dar care până în acest moment a avut un drum doar de piatră. Iată că în această vară va fi asfaltat și acesta. Practic continuăm lucrările pe care le-am început anul trecut. Anul trecut am început de la Glod, am avut acolo și alunecări de teren, am consolidat, am asfaltat, am făcut drumul cum trebuie, iar acum continuăm de la Poinile Izei, Botiza, și practic vom avea o legătură nouă, completă cu Botiza de la Glod. Sunt multe astfel de proiecte pe care lucrăm. Îmi doresc să realizăm și legătura dintre Bârsana și Petrova, acel drum care iese sus pe Hera, și acea legătură o vom face. Nu știu dacă vom reuși în acest an, pentru că mai sunt câteva probleme și juridice acolo cu drumul. Drumul este un drum local, trebuie să-l preluăm la Consiliul Județean și abia apoi să demarăm investiția, dar cu siguranță îl vom face și pe acesta.